Salut, salut la toată lumea! Ai început? Nu-i salut? Bună! Ai Bună o dimineața! grămadă de lume care ți-a scris o grămadă de mesaje. Acum suntem la a doua chimioterapie. A doua chimioterapie. Și uitați-vă la ea, ce frumoasă e! Uitați-vă la ea, ce frumoasă! Ne-au pus produsul și au zis că suntem plecați pentru o jumătate de oră, o oră. Jumătate de oră. La jumătate de oră, oră. La. Suntem la a doua chimioterapie. Soțioara mea e veselă, cu zâmbetul pe față. Tu mă tratezi? Că se tratează. Ai o grămadă de lume care ți-au scris mesaje să te încurajeze. Le-ai răspuns? La toți. Le-ai spus și tu acolo. M-am văzut că ai scris într-o parte acolo. Da. Da, n-am mai apucat cu toate randevurile. Cu copilul. Copilul, da. Vale, o ibelea copilul ăsta. Plimbările mele. Încerc să mă gândesc la mine. Moralul? E ok moral. E ok moralul. E bine. E zâmbitoare, se simte bine. Am avut atâta când, sâmbătă. Ce-a fost sâmbătă? Când m-ai trezit atunci? Da. Te-ai dormit, m-a urmă. Vai, leu, ce-am pățit sâmbătă. În urgență. Am fost intrat pe la vreo 9 acasă. Și pe la o ce oră? 11:30. 11:30? Da, cam așa. Păi am dormit o oră jumate. Două? Două. Două ore. Până te-ai adormit. Și vă sună sora sa. Vino repede! Irola Mihaela trebuie să o duci la gardă. Păi zic, nu-i nimeni să o ducă la gardă. Zic, eu eram buigmat de cap. M-am trezit, mamă, speria, nu știam pe ce să pun mâna, să mă îmbrac repede, să mă duc. M-am urcat pe bicicletă, de, cu viteză și când ajung acolo, eu am crezut că lumea e rănită rău, ca la război. Ele nu, erau bine, frate. Erau bine, nu, era bine, să nu se simțea rău. Au început să sângereze, nu știu, s-au speriat. Și aici eu am spus tot timpul, când începi să ai febră sau ai unele chestii, nu? Da. Ce-o zis, febră de sau... De la 38 de grade când ai febră, dacă sângerezi, dacă tremori mult, dacă ai frisoane din alea atunci trebuie să vii la ei. Da. Sunt unele reguli de respectat. Și eu pierzând mult sânge și vineri și sâmbătă. Pierzând sânge, ținând cont că erai atunci, în momentul ăla, aveai și ți-au fost venite regulile. Sau cum se zice? Nu neapărat ciclu. Pentru că... Nu? Și din cauza aia. Nu neapărat pentru că doctorița mi-a zis ieri că... Ia uite, n-am mâncat gofa. Dar nu vreau. Mă las cu mănânc eu. Și chimioterapia îți face multe schimbări în corp. Și de la... Eu uite, când dă pe jos, sunt mă alăgibilă. Trebuie să strâng acum. Și posibil și de la ea... De chimioterapia îți dă tot organismul peste cap. S-a pornit. Și mi-a zis că am făcut bine, că am mers, că n-am lăsat așa. Normal că dacă vezi că... Bine, tu și cum ești emoțional și te sperii repede în la nou. Nici nu eram... Băi, fraților, vă dați seama ce obosit eram. Îți dai seama că n-am dormit deloc și cum a venit ipoi, acum să dăm și într-o oră jumătate îți duci cineva o trezură de aia calam. Ca acum să dărâmă blocul. Trebuie să fugi și să scapi, să sari pe geam și să fugi. Mamă, ce m-am speriat cum eram din somn, așa eram... Un buic m-am mâncat. Fini. Mă terorizează în viață, fraților.
Mă terorizează. Copilul, în fiecare dimineață trebuie să mă duc să-l duc la creșă. Păi normal, asta e obligația ta acum. Și mai face și figuri dimineața când trebuie să-i curăț nasul. Că nu-i place că-i bagă ser de la nas. La măzanii nu stă. La mine n-are ce face că... cu japca. Da. Cu japca. Acum mi-a scris Manuela și mi-a scris că eu pus masca pe față cu ser și o stat. Da? Și la tine și la Manuela asta. Am văzut. Numai la mine îi face figuri. La tine face figuri că tu l-ai mămoșit. L-ai mămoșit. Atâta copila. Copila face figuri o grămadă. Și trebuie să-l schimb de Pampers, să-l dau cu cremă la buculuță, la puță acolo, să nu sardă, nu? E de aia să dă cu cremă, ca să nu sardă. Mai ales că iasă și dinții și să-l rotești. Iasă și dințișorii. Îl pui Pampers-ul și să-l schimb, să-i pun hainele, să-i pun... E de lucru că el în fiecare dimineață, îți dai seama, vii de la muncă... Fugi de la muncă repede ca să faci treaba asta. Nu e ușor, dar dacă viața ne încearcă, trebuie să trecem prin ea. Bă, bă, bă! Ce nebunie! Eu mă bucur că... Chiar îmi zicea, când am fost la randevu cu psihologul, îmi zicea că... dacă membrii din familie au nevoie și ei să fie, dacă tu și sau copilul... Și mi-a zis că eu sunt cel mai bolnav, eu am nevoie de cel mai mult de un psiholog. I-am zis că tu nu ai nevoie, tu ești psihologul meu în casă. Mi-ar trebui, eu aș avea nevoie de un psiholog, da? Serios. Tu? Pe care nebunii și psihologul. Așa mă nebunii și psihologul de la unitate. Au zis că ești mai nebun ca nebunul. Nu, dar ești un nebun care poți să te reglezi. Mi-a zis fata că dacă îi poate să fim împreună, eu cu ea și tu cu altcineva, sau în camere separate, știi? La ce? În aceea zi, când am eu randevul la psiholog, eu stau cu psihologa mea, vorbă, și tu o să ai pe altcineva psiholog, dacă ai nevoie să vorbești despre chestiile astea. Așa m-a zis, vreau să mă trag din limbă. Nu, că e secret profesional. Nu profesional. Trădător, eu am în grijă, cam încredere în trădători, în doctor și în popă. Doctorul și popă ți-i prădești direct. A glumea la vrăjeală acum, Caterinca. Da, îmi dau seama. Ia? Să-i dau seama. Eu chiar i-am zis tot ce aveam pe suflet, așa de bine m-am... Am evacuat tot. Și vă mama, că de asta trebuie să merg la el. De-aia e celor. Pentru persoanele care sunt emoționale, așa ca tine, aveți nevoie de un psiholog. De multe ori, de la mine, nu vrei să le primești, tu le primești de la el, înțelegi? Că pe mine mă auzi tot timpul. Da. V-am zis. Da, dar chiar dacă mi-ai auzit tot timpul... Ce discuție am avut noi acolo la urgență? Aoleu, vaile! Ce discuție am avut acolo aprinse? Nu îți aduc aminte, că iară plângi și de-aia. Iară mă enervez. Tu, că și te enervez, dar și plângi în același timp. Da. Aș dau un lucru, că tu ești emoțional. Lasă, că văd și eu să boxez, să vezi ce te boxez eu. Asta îți dorești cel mai mult. Aia, să mă boxez. Să mă iau la o luptă cu tine. Acum fiți atenți, fraților, că am zis că... Am vorbit să ducem pe cineva ca să lucre, ca să muncească la noi în familie, o fată, ca să aibă grijă de băiat. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je veux juste regarder... non, vous, c'est une pompe que vous avez après, hein? Oui, je l'ai amené l'autre. Ok. Ca la decizia ca să angajăm o fată care să aibă grijă de băiat. Nu? Așa am decis, nu? Da. Că să căutăm o fată și am zis că avem fata aia să vină să aibă grijă. Dar ea ce zice?
Păi zice, tu ești pervers, dacă ce vă ajută, cumva o dați dragoste și vă ardeți, înțelegi? Dacă ai omul după tine, că te vede că ești haladit, înțelegi? Ești băiat cu caracter și se îndrăgostește de tine. De-aia ți-e frică, e? Nu mi-e frică. Ce-i treaba? Ți-e frică că vrea să, cumva să îmi facă rău, hă? Păi să-mi seama că nu... Vrea să mă rănească. Nu vreau... Nu cunoști omul cum e și nu poți să accepti să aduci pe cineva acasă. Trebuie să faci foarte mare. Se frică că îți rănești bărbatul. Vezi cât iau la fel. Ah, fraților. E frică că mă rănește. Și ce zici? Dacă îl rănește vrăbiuța, poate să și îndrăgostești de ea și poate aia e beleaua mai mare. Că-l pe el pe fraier. Dar fraților, ea nu înțelege, i-am jurat, am zis, perioada cât e bolnavă, un an cât face tratamentul ăsta până se scapă de boala asta, i-am promis un an de zile, nu fac nimic, nu vreau să vă aud nimic, numai ca să văd pe ea bine. Dar nici chestiile astea nu pune în securitate, nu mulțumește. Oare de ce? Oare de ce nu mulțumește? Pentru că sunt femei și știi cum sunt femeile. Știi că femeile sunt cu cornițe. Și te împingi de la spate. Așa-i? Așa face, nu? Femeile sunt perverse. Mai ales când vede o bunăcinică pe mine, îmi spare. Ce bunăcinică, acum ați bătrân, vai de capul meu. Lasă, că și la bătrâneții, drag. Îți bătrân. Cine mai se uită la mine? Nu o să mai uită nici. Am îmbătrânit urechile, mi s-o ciulit de la atâtea lupte în sală. Uite, acum am crește și barba iară. Am înălbit în barbă, uite ce barbă albă. La tană cazuri și probleme care trebuie să le car. Am anulat un randevu pe astăzi. Un randevu, auzi. Și acum am venit de la muncă, am muncit de noaptea și suntem, e ora, e aproape 9, suntem la spital. Și la ora 5 jumate trebuie să mă trezesc să mă duc la sală la antrenament. Cine se mai gândește la mine în viața asta vreodată? Se mai gândește cineva la mine? Eu? A, știu că tu ai să-mi răspunzi, eram sigur. Tot timpul? Eram sigur că ai să-mi răspunzi. Ha? Lasă pompa, dă-i pace, ce ai cu pompa? Azi că stai în discuții că atâta lume acolo scris la mesaje, ți-o urat. Să treci cu bine pește, te salută. Alții ți-au scris acolo tot felul de tratamente bio, de... Da, dar eu am interzis la... Nu am voie să mănânc crudități, salate deloc, fructe deloc și nu am voie nici fibre. Fibre. Deci am deja dieteticiana care mă conseiază ce să mănânc și ce nu pot să mănânc și nu. Mi-e poftă când văd că miroase a fructii, a castraveți, a roșii, dar am eliminat. Da. Până într-o zi mă elimină și pe mine. Gata, fraiere, te-am folosit acum, dacă te-a scăpat, du-te și tu. Ce nebunești. Da, vrea să-mi dai păpuci, să scape de mine. Oh, am urcit mâna pe telefon. Uite, fraților, pompe cu pus ăștia, pompele pe noi. Mi-am făcut aici un ceiuleț bătrânelul ăla care umblă prin salon. Pe la lume care vrea să bea ceva. Un ceiuță. Și... acum
Păi că nu mă bagi în seamă. O alzi cu telefonul în mână sau din cauze emoțional nu vrei să ți arunci cu ochiul pe cameră că ai emoții. Ai emoții. Dar toată noaptea nu te-ai relaxat, n-ai dormit? Am dormit, da. Ce ai făcut? Ai dat din picioare, iar ai visat. Ai visat, da? Nu mai știu ce am visat. Am memoria scurtă. Memoria scurtă, nu știu, acum la o vreme mă întreb de vreo 4-5 ori același lucru și așa îmi dai un foc și mă nervez. Dar parcă simt că faci exprimere, nu faci că o dai tu că ți-ai pierdut memoria. Vrăjal, dar ca să mă dai foc, știi, să mă ții tu pe mine în priză. Hm? Da. Spune adevărul. O să mă așez iar aici. Că eram în poziția bună în care puteam să purtăm o discuție amoroasă. Ia jăteam tu nimic? Nici măcar așa un pic? Un pic? Măi, prea... Mai lasă-mă așa să respir. Nici mie, foame. Că ce, suntem la adolescență? Am venit 18 ani. Da. Unde te duci? Acum te ridici, nu mai ți-e frică că... De ce să-mi fie frică? De cabluri și de aparate. Păi nu, că acum îl cunosc. Acum ai învățat șmecheria, nu mai... Nu mai ți-e frică. Acum nu scoate din priză. Vezi de treaba ta. Dacă rămâi fără... Ai baterie, ia uite, nu s-o opri. Ai văzut. Mă plimb un pic aici, nu stau acum în parc. Talent. Vrei să te plimbi? Da. Bă, fraților, vedeți? O dat o plimbare, frate. Înțelegi? Înseamnă că îi fac bine. Că nu vrea să stai lângă mine. Fugi de mine. Începe să-i caute, prindu lapuri. Mă, uite, vedeți, mă, oameni buni, mă. Tată, mâncare, mă. E foame, s-o fac cu foame. Papă și ea. Că am voie să grignotez cât vreau. Adică să grignotez, să mănânc foarte bine. Păi poți să mănânci normal, nu? Că ai nevoie să pui kilograme în cască dacă te ia la medicament și începi să stăbești, să ai de unde să dai jos. Da. Nu? Aha. Când te ia la medicament. Dar pentru moment vedem că te ții bine. Te ții bine și la kilograme. Și cu stresul nu prea e stresată, nu prea se vede că e stresată, o duci bine. Ca la Ronaldo. Viață bună, papă bun, relax non-stop. Las că bucești fraierul. Da, bă, fraților, uitați-vă aici. Și-o luat, ce ți-ai luat? Joie și cu mai ce? Peștișor. Joie cu peștișor. Nu, nu, frate. Și apoi... Vrei? A, ce e? Peștișor cu brânză. De la România, mă, frate. De la România? Da, zi bun. De la România? La românești? Da. Nu de România. Mi-a luat de la depozite. Nu. E a doua oră când nu mai aici. De câte ori trebuie să faci asta? 4-5 ori? Normal, încă de două ori. Încă de două ori. Dar să vedem după astea 4 ședințe de chimioterapie, o să fac un bilanț cu scanner și remen, să vadă cât a scăzut tumoarea și dacă trebuie să mai continuăm chimio sau să trecem la radioterapie. Acum totul depinde de cum funcționează astea 4 chimioterapii. La tabacolog ai fost? Da, am fost. Și? Ala cum zice că chelajul țigări? Mi-a dat... I-am văzut.
Mi-a dat o hârtie să trimit la mutualitate, sunt niște medicamente care trebuie să primesc răspunsul în 4 săptămâni. Aha. Să le am gratuite, pentru că costă foarte scump. Iauzi. Și că medicamentele alea, 10 zile, termin de fumat. Dar au și efecte secundare, caz în depresie, devii agitat. Păi acum oricum mai lipsa de nicotină, oricum o să devii agitat. Dacă nu mai ai nicotină în sânge acum, tu ai zis că ai diminuat din ele. Nu știu dacă zici adevărul. Le-am diminuat, da, am trecut și testul. Deschide joile alea să văd și eu trecut. Cum se treaba cu ele. Am trecut alea testul. Alea sunt cam sărate. Am trecut testul de motivație, că vreau să le las. Sunt la 7 sur 10 și la 17 pe 20. Cum sunt motivată să las țigările și la toate întrebările care le-am răspuns. Eu ce s-o lipi de alaltă, mânca alea, buba. Când mi-a lăsat și eu, cum să mi s-o lipi de aici, mă mule. Ai ținut la căldură? Dă-mi o șervețe de acolo. Ce mai vrei? Și cu alune? Da. Nu-mi place. Cu alune nu prea-mi place. E cu cremă de alune. Cremă de alune. Mai rău. Nu mai vrei pește? Peștișor. Are sare multă și bărda. Vezi că dacă te-am luat mai ușor, ești mai relaxat în video. Te simți mai bine acum, uite, vezi? Nu te-am luat cu întrebări grele. Nu te mai iau. Te las ușor, ca psihologul. Da. Psihologul tot așa o zic, te las ușor, nu? Nu a zis. O zic, ești emoțională, nu? Dar ești puternică. Am vorbit toată ora aia am vorbit. O zic că sunt persoane care nu știu ce să vorbească. Sunt persoane care nu știu ce să răspundă. Și chiar fata era mai tânără, are 28 de ani, psihologa. Și pentru că eu i-am zis că cred în multe lucruri care există pe pământul nostru, adică... O, la ce te referi la multe lucruri crezi? Te la tu spui că crezi în OZN-uri. Nu, ce OZN-uri. Sau în ce? Crezi în Dumnezeu, în religia ta, așa cred cum... Cred în Dumnezeu, cred în ce viața mai, ce pe mai moarte. Am viața pe moarte, păi ce treabă. Reîncarnare în toate lucrurile astea. Te reîncarnezi în ce? În copac? În pisică. Eu așa aș vrea, dacă când mor, într-o zi să mă ardă, să facă cenușă și să pună un copac, să crească un copac. Măcar un degeaba așa, o să fie copacul meu. Să da. Vină băiatul la copacul meu să zică, uite aici, o îngropată ta, în copacul, dacă taie vreun merleală, fac război. Nu vrei în copacul din fața blocului care l-ai plantat. Copacul, dacă dărâmă ia blocul, care copacul, mă îngrop acolo cu mânăză. Oricum cenușa se duce în toară, nu... Cenușa se duce în pământ. Da. Oricum asta o să fie noua... Nou stil de a mormânta oameni, adică o să iardă, că nu o să mai fie loc să-i îngrope pătăți. Unii crezi că îngropă pătăți atât. Da. O să fie nou stil de... A diminua locul. Metoda. Metoda, nouă metodă de a îngropa omul. Dacă nu mai ocupe atâta loc al... Așa te bagă într-o vază, mai ocupăm un loc. Pune un copac, o crescut măcar... Da, chiar el eram la... Mersesem la cimitir. Să aprindem lumânări la surioara noastră și chiar erau mulți oameni acolo, erau multe mașini, nu aveai unde să te parchezi și era o mormântare, erau acolo la crematoriu, erau mulți oameni. Da, cimitir mare, acolo tot timpul să faci. Da, nu găseai locuri. Astăzi e și Halloween-ul, nu? A fost aseară și copilul. Aseară a fost Halloween-ul, Halloween-ul. Da. N-am văzut nimic, am văzut 2-3 de acum, știi? Și eu am văzut. Atâta.
Dar eu nu știu unde merge să ceară bombane. Cine le deschide ușurile? Acum poate să că și în familie, așa, la prieteni, până da. Halloween. Ce mi se mănânce Halloween? Ce treabă? Că n-avem noi treabă cu Halloween. Nu. Dar noi e sărbătoarea morților. Exact. Luminația. Mm-hmm. Luminația. Astăzi e luminația? Nu e astăzi. O fuie? Astăzi? Îmi pare că e sâmbătă. Așa e, frate, când trăiești în lume și nu știi ce se întâmplă. Normal, nu prea le-am cu sărbătorile astea. Sărbătoarea morților, e mâine. E mâine, auzi. Și? Da. Ce? Ai fost la cimitire, ai zis, că acolo era mormântări, era treabă, aveau de lucru ei acolo. În fiecare zi îngropă ceva. Normal. Cine vorbești? Asta-i meserie. Asta-i meseria, să îngrope lumea. Ce vrei să fac? Și? Emoțional, cum ești? E bine. E bine. Ești bine sau ești vrăjeală? E bine sau? Nu mă mai enervez, mă. Știi că te... Primele zile erau cu simptomii în prima săptămână. Așa. N-am avut treabă, am ieșit la cumpărături. Da, am avut... Îți place la cumpărături? Da. Nu, pot să zic că am avut efecte secundare, dar mi-am luat medicamentele după mine în geantă. Și au fost ok. Și au fost ok, mi le luam de fiecare dată când simțeam ceva. Și... Da, da, nu pot să zic că am rămas nici închis în casă, am și stat, m-am și odihnit. Te-a ridicat bine, Valerino. M-am apucat să citesc. Te-a ridicat bine că problemele au căzut din pe mine. Vai, le dar și cum se întâmplă că tot timpul vă vine ca tot timpul. Da, și cum nu mai văd. Dă-mi putere, Doamne Iisuse Hristoase, să pot să... Să pot să muncesc așa. Asta e de la oboseală. Și să... Să-i spun așa cât de mult te iubesc. Te iubesc tu. Da? Dar mult. Cineva nu mai mi-a spus. Aici. Iar reclamați. Păi da. Deja știe că ce muncă grea am și că muncesc în fiecare zi. Nu am nici sâmbătă, n-am nici duminică. Și mă ceartă că n-am dus nici la cinema. Ai văzut că data trecută când am văzut să te duc la cinema? I-am dus unde? Unde i-am dus? În o seară la cinema? La urgență. S-a terminat produsul. Spune-ne ceva la... La oamenii care ne urmăresc și care ți-au scris atâtea mesaje. Spune și tu salute, de la revedere așa, că închidem video, că trebuie să vină să-ți schimbe perfuzia. Și spune că îi așteptăm la a treia chimioterapie, la al treilea video, să ne urmărească, să vadă situația noastră. Bun? Vă mulțumesc din suflet că sunteți lângă mine și... Și domnul asistent e cu noi. Da. Tot timpul. Nu ne lasă. Și nu. V-am pupat și ne vedem la următorul video.